Sistemele PC Garage au început să fie destul de apreciate în rândul clienților noștri, dar și de către membrii celor două comunități ale noastre, My Garage și PC Garage TV. Indiferent că vorbim de sisteme de tip Office, sisteme din gama Green, destinate celor ce sunt la început de drum în această minunată lume a jocurilor electronice, sisteme din gama Red, ce îți oferă cele 60 de FPS-uri pe care ți le dorești cu detalii cât mai ridicate, sau sisteme din gama Black, cele destinate pretențioșilor, celor ce își doresc o experiență de neuitat în jocurile pe care le joacă. Dar nimic nu se compară cu sistemele în care se implică importatorii sau reprezentanții unor branduri cu renume în dezvoltarea componentelor. În dreapta mea se află un sistem ce face parte din familia Black de sisteme PC Garage, în construcția acestuia implicându-se reprezentantul Asus România. Salut! Eu sunt Madalin, iar această videoprezentare este dedicată sistemului PC Garage Black Aquila Powered by Asus. Cred că toți cei ce urmăresc această videoprezentare nu își pot lua ochii de la carcasa sistemului nostru. Carcasă ce vine din partea producătorului Corsair, modelul fiind Spec Alpha, varianta alb-roșie. O carcasă de tip Middle Tower, superbă de la exterior și până la interior, cu finisaje perfecte, un spațiu intern extrem de generos și un airflow foarte bun, ce va oferi componentelor temperaturi optime de funcționare. Acest airflow este asigurat de două ventilatoare frontale de 120 mm cu iluminare LED roșie și încă unul de 120 mm, de această dată fără iluminare, montat pe partea din spate a carcasei. Și dacă prin absurd credeți că acestea nu sunt de ajuns, modelul Spec Alpha vă permite să mai adăugați încă două ventilatoare de 120 mm în tavan. Aminteam un pic mai devreme de componente. Iată ce conține PC Garage Black Aquila. O placă de bază Asus Z170 Pro Gaming, pe aceasta fiind montat procesorul i7-6700, varianta non-K, ce dispune de 4 nuclee fizice și 8 fire de execuție, rulând la 3,6 GHz, iar prin intermediul funcției turbo, putând ajunge până la 4 GHz, și 16 GB memorie RAM de tip DDR4, ce rulează la 2133 MHz. Placa video montată pe sistemul PC Garage Black Aquila face parte din seria 10 Pascal de la Nvidia și gama Strix a producătorului Asus, modelul fiind GTX 1070 cu 8 GB memorie video dedicată. Model ce beneficiază de superbul sistem de răcire DirectX-U3, dar și de iluminare RGB. Atât iluminarea plăcii video, dar și cea a plăcii de bază pot fi controlate prin intermediul softului proprietar Aura, acesta permițându-vă să setați anumite efecte pe placa de bază sau, de ce nu, culoarea preferată numai în cazul plăcii video. Spațiul de stocare intern este asigurat de două unități, un SSD de 240 GB pe care eu vă recomand să instalați doar sistemul de operare și poate 2-3 aplicații ce doriți să se încarce foarte repede, și un hard disk de 1 tera cu 7200 rotații pe minut pentru jocurile, melodiile, pozele sau filmele voastre preferate. Întreaga configurație este alimentată de o sursă de 620W certificată 80+ bronz și cu o eficiență de 87%, pusă la dispoziție de către Seasonic. La fel ca și celelalte sisteme din gama Black, și PC Garage Black Aquila beneficiază de asamblare Gold, majoritatea cablurilor fiind foarte bine ascunse. Vorbeam la un moment dat de temperaturi optime de funcționare și am omis să menționez că procesorul de pe sistemul Black Aquila este foarte bine răcit de un cooler aftermarket produs sub brandul Sight, model Katana 4. Iar acum, după ce am văzut configurația hardware a sistemului nostru, ar trebui să aruncăm o privire și peste rezultatele testelor ce au rulat pe PC Garage Black Aquila Powered by Asus. Iată-l!
Concluzii. Ce surprinde la acest sistem? Ziceam la începutul acestui video review ceva legat de airflow și temperaturi. Ei bine, pe lângă faptul că avem în față un sistem ce conține componente de top, airflow-ul carcasei face ca pe cele două componente ce se încing în timpul sesiunilor de gaming, procesorul și placa video, să avem temperaturi foarte bune. Bine, și sistemul de răcire al lor este foarte bun, oferit de un cooler aftermarket ce o perioadă bună de timp a fost printre cele mai bune sisteme de răcire pe aer, dar și de soluția DirectCU3 pusă la dispoziție de către Asus. Performanțele întregului sistem sunt de necontestat, FPS-uri mai mult decât decente în marea majoritate a jocurilor ce au rulat pe PC Garage Black Aquila. Am ajuns să folosim expresia FPS-uri decente atunci când vorbim de valori cuprinse între 60 și 100. Care ar fi următorul nivel? Ce nu mi-a plăcut este un aspect pe care voi, utilizatorii finali, nu o să-l observați, având în vedere că sistemul o să ajungă deja asamblat. Carcasa Corsair Spec Alpha nu dispune de niciun sistem de prindere pentru bride pe spatele suportului plăcii de bază. Trebuie să te gândești un pic cum ar trebui să arate wire managementul tău, după care să te apuci de asamblarea propriu-zisă. Per ansamblu este un sistem bine echilibrat ce cu siguranță o să ruleze toate jocurile ce au apărut în ultima perioadă de timp, dar sunt mai mult decât convins că nu o să zică nu nici celor ce urmează să se lanseze. Aceasta a fost video prezentarea sistemului de gaming PC Garage Black Aquila Powered by Asus, ce este disponibil în site-ul nostru accesând linkul din descrierea acestui clip.